Câți dintre noi am auzit de focul viu? Și dacă am auzit oare câți cunoșteam faptul că pe teritoriul României există mai multe locuri în care există un așa numit. Foc viu. Pentru început, acest fenomen 100% natural este datorat emanației de gaze naturale ce ies la suprafața Pământului prin diverse crăpături sau fisuri ale scoarței terestre. Aceste gaze formează flăcări care se aprind datorită razelor solare. Primul astfel de loc se găsește în rezervație naturală. Focul viu. Aceasta se află în satul Andreiașu de Jos și se întinde pe o suprafață de aproximativ 40 de hectare. Accesul se face ușor, existând scări și balustrade până la zona special amenajată. Fenomenul are și o conotație religioasă pentru locuitorii din zonă, ce consideră focul ca un protector pentru animale pădurii. Deoarece vorbim de zona Vrancei, cunoscută pentru cutremurile frecvente, oamenii locului povestesc că focul prevestește un astfel de eveniment prin intensificarea bruscă a flăcărilor. Pentru acest fenomen în natural nu există o dată exactă de atestare, însă ar exista declarații arheologice conform că rap au fost scoase la suprafață diverse us pe care s-au găsit urme de roci vulcanice. Această zonă este și cea mai extinsă din țară, atât din punct de vedere al suprafeței cât și ca debit de gaze emanate, în jur de 50 de tone de metan pe an. Acest spectacol al flăcărilor este deosebit, mai ales dacă este văzut noaptea. Majoritatea turișor sunt fermecați de împletirea perfectă dintre foc și brazii din împrejurime, formându se o atmosferă de basm. Situat la altitudinea de 430 de metri, locul este ușor accesibil de pe drumul DN2M Focșani, Odobești, Andreiașu. Un alt loc unde întâlnim focul viu este comuna Lopătar din județul Buzău. Chiar dacă avem o țară frumoasă, din păcate nu știm să o punem în valoare. În acest caz, din păcate nu există infrastructură rutieră sau turistică. Fenomenul este la fel de fermecător și odată cu venirea serii. De pe culmile dealului se poate observa satul aflat în vale. Oamenii din lopătari sunt ospitalieri și în ciuda faptului că nu există pensiuni în zonă, se poate găsi cu ușurință găzduire la aceștia și de ce nu o tradițională țuică de prune servită lângă mâncarea tradițională. La acest foc viu se pot admira flăcările care izbucnesc din pământ și ajung până la aproximativ un metru și jumătate înălțime. Există însă și momente când această zonă variază presiunea gazelor și flăcările abia se văd. Dacă plouă, flăcările se pot stinge temporar și se observă mici orifici în care bolborosește apa. În acest caz, fenomenul natural se întinde pe o suprafață de 25 de metri pătrați. Situată în munții Buzăului, în satul Andreas de Jos, Focul Viu este o rezervație geologică naturală, care ocupă o suprafață de 40 de hectare și unde putem observa un fenomen aparte, mici emanații de gaze care se aprind la contactul cu razele soarelui. Nu este un fenomen unic în România, el se poate întâlni și în zona munților Apuseni și în centrul de Transilvaniei, dar Focul Viu de la Andreaș este deosebit datorită suprafeței mari pe care se manifestă. Astfel de focuri vi se mai găsesc în Statele Unite ale Americii, Australia, și Asia. Datorită structurii sedimentare a solului, acesta permite degajarea gazelor prin crăpăturile argilor și gresilor, fără a antrena și apele subterane. Acest fenomen poartă denumirea de emanații de gaze uscate, iar aprinderea se face de regulă de la soare. Flăcările sunt viu colorate, având de la nuanțe de roșu și galbe până la albastru. Cel mai potrivit moment pentru a admira focul viu de la Andreea și de jos este noaptea, atunci când se disting cel mai bine culorile. Flăcările sunt de diferite dimensiuni și variază de la câțiva centimetri până la 2 metri, având un diametru de bază de circa 20-30 de centimetri. Pe lângă metan, din ies și alte gaze precum dioxidul de carbon, azotul și heliul. Cu toate că a fost declarată monument al naturii și are un potențial turistic ridicat, rezervația Focul View de la Andreea de jos nu este amenajată. Însă puteți să o includeți în traseul pe care l-aveți stabilit pentru vacanță alături de celelalte obiective turistice din zonă. În apropierea Focului View de la Andreea de jos se mai pot vizita trei lacuri, Mocearu, Meledic și Lacul Limpede. De asemenea, puteți vizita vulcanii noroioși și peșterile din zona Buzău. Peste rul slănic, în inima pădurii din Lopătari, a fost găsit un foc viu, unul nou, unul dintre fenomenele uimitoare ale naturii. Cei care l-au descoperit spun că au plecat în căutarea lui după ce au auzit de la bătrân care mai ghista un al doilea foc viu în comună, pe lângă cel de la Terca. Inițial am venit, de l-am căutat și a doua zi, au venit cu feștile, un prieten și au găsit pur și simplu plimbându-se cu focul. L a căutat toată coasta, dar nu mai este mai sus, spune George Crăciun. Din punct de vedere științific, focul viu este un fenomen natural datorită emanației de gaze naturale din scoarță terestră. Acesta este aprins fie de razele soarelui, fie de oamenii care trec prin zonă. Bătrânii locului au transmis generațiilor tinere o legendă veche despre ce înseamnă flăcările care țâșnesc din pământ. Mușele păpușele erau cele două fete ale bătrânului Giurgiu, stăpânul acestor locuri. Ele au fost alergate de furi și sfârșitul furilor a fost la Smoleanu. S-a deschis gaura iadului, Smolean înseamnă smoală în slavă și a înghițit pe acești furi și fetele s-au salvat, povezește profesorul Ion Zota. Oamenii locului spun că focul viu se ascunde uneori și iese la suprafață în altă zonă din apropiere. Focul viu are un areal, el se mișcă, se schimbă pe o rază de o jumătate de hectar, inițial a fost aici, apoi s-a mutat mai jos, explică profesorul. Pe drumul către focul viu, turiștii pot afla și povestea apelor din zonă, care au efecte miraculoase pentru sănătate. Erau niște cabine făcute din scânduri, făcute cu baie din lemn, încălzeau bolovanii cu lemn de cătină, că aveau o putere calorică extraordinară. Îi băgau în cadă, îl scoteau și după aia intra doamna, explica Ion Zota. Noul foc viu din Lopătar se află la aproximativ un kilometru de drumul județean care leagă orașul Buzău de zona de munte. La aproximativ 10 km se află și focul Levi de la Terca, însă acestea sunt ascunse adânc în pădure. Cazul în care vreți să vizitați și să vă ajut mai mult pe acest drum, am să vă explic exact cum puteți ajunge aici în lopătari La prima parte cu focurile vii am explicat care este situația. Cu siguranță acolo este mult mai ușor pentru că până la urmă este o rezervație geologică naturală și cu siguranță există tot fel de indicatoare și astfel de lucruri care să vă ajute să ajungeți. Ei bine, aici în lopătare. Se ajunge folosind drumul de pe Valea Slănicului, mai exact DJ 203, care pornește de pe DN2 E85, ca să fiu mai uh, concret, de la Măriceni spre Săpoca, imediat înainte de a intra pe podul de peste Buzău, urmând ruta Becin-Vinitilă-Vodă-Mânzălești-Lopătar-Terca. Până la Lopătar, drumul este asfaltat. La Lopătar, însă, accesul la obiectivul turistic continuă pe un drum neasfaltat, de aproximativ 7 km cu terasamentul degradat, lipsind indicatoarele. În apropiere relativă de focurile vii, drumul devine accesibil numai camelor mari și tractorilor forestiere. De la locul până unde se poate înainta maxim cu o mașină mică, se merge inițial pe lângă firul apei până la o punte de pe dreapta, drumul după locul cu pricina fiind impracticabil ulterior. Aici trebuie traversat slănicul pe malul stâng pentru a sui coasta dealurilor. Suprafața focurilor este destul de mică și se poate rata ușor traseul fiind nemarcat. Drumul se realizează cam în 30-35 de minute de mers, dar cu rătăceri și cu ocolișul cu tot, poate sui la 45-55 de minute. Ei bine denumirea provine de la faptul că flăcările ard quasi permanent fiind vizibile uneori de departe, mai ales noaptea și în perioadele în care frunzișul arboretelor este în cantitate redusă. Cam atât a fost de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă dați like și de subscribe și de asemenea vreau să vă întreb voi ce părere aveți de focurile astea vii și dacă știați de ele înainte să prezint eu acest episod. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube și să ne lăsați alte idei în comentarii. Multă baftă!